Uniunea Europeană consideră sacrificarea porcilor cu cuțitul drept un mod de aplicare de rele tratamente animalelor, așa că porcii sacrificați de Crăciun trebuie să fie asomați. În caz contrar, proprietarii riscă amendă de la 200 la 600 de lei. Animalul își pierde cunoștința și sensibilitatea, deci animalul nu mai simte durere în momentul sacrificării. La început, oamenii nu au fost prea încântați de noua metodă de sacrificare a porcinelor. Acum însă mulți cred că procedeul îi scutește de problema doborârii la pământ a animalului. Mult mai ușor cu asanarea, deci nu trebuie mulți oameni, se junghe mult mai ușor, cade singur, nu se chinuie. Direcția sanitar-veterinară încearcă să-i convingă pe sibieni să-și sacrifice animalele după metoda europeană. Autoritățile spun însă că până la implementarea totală a normei europene vor mai trece câțiva ani. Este o mare ușurință în toată operațiunea de sacrificare. Animalul nu suferă în timpul sacrificării și nu afectează cu nimic sacrificarea tradițională. În județul Sibiu, anul trecut s-au sacrificat prin metoda de asomare peste 3.000 de animale. În această iarnă, autoritățile se așteaptă ca numărul acestora să crească cu cel puțin 10%. Bătrânul este din localitatea Ieșeană Țigănaș. El le-a povestit medicilor că de fiecare dată înaintea sărbătorilor vaccina porcul pentru a-l putea tăia de Crăciun. Anul acesta animalul s-a agitat atât de tare încât injecția cu medicamente de uz veterinar a ajuns în mâna bărbatului. Facem preventiv, așa se face. Se repetă la 7 zile, se face a doua tratament. Medicii i-au administrat antitetanos și l-au internat în secția de chirurgie plastică pentru tratarea leziunilor. Sunt accidente de sezon, sunt lucruri care nu trebuie trecute cu vederea, pentru că am avut mâini amputate secundar neglijării acestor atitudini terapeutice. Ieri, 3 bărbați din județul Iași au fost internați la spitalul de urgențe după ce au fost mușcați de animalele pe care tocmai încercau să le înjunghe. Ei au ajuns în stare gravă la spital cu leziuni severe la mâini și la picioare. Bărbații au fost operați de urgență, apoi transportați în clinica de chirurgie plastică. Medicii spun că prognosticul este rezervat din cauza riscului de infecții.